Good evening, everybody, and welcome to the Romanian Cultural Institute in Budapest. It's my pleasure to have you all here today to celebrate the Romanian National Day of Culture. Good evening, esteemed ambassadors, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to the celebration of Romania's National Culture Day and the launch of Timișoara, European Capital of Culture 2023. We feel happy and honored to have you all here to say together, shine your light, light up your city. Timișoara's chosen slogan as the designated European Capital of Culture. These days, the technology is present in every day, in our everyday job, in our everyday activities. And because through technology, we could connect from here to Timișoara, we could see from here buildings from Timișoara, of course, from other cities, not just from Timișoara, but this evening we'll see a lot of buildings from Timișoara. We could see and travel in the rector of our university. We could visit some churches, maybe. We could go on the street. In Timișoara, the Romanians started the revolution against communism. So that's why our program, it's think it like a transformative journey from darkness to light. And this journey was possible because our partners and friends, University Politehnica Timișoara, and together we start mixing the museum objects, the novels, the history from four neighborhoods over 4 years, but the journey is not done yet. Everything what you see here was done by students and professors from the Polytechnica University of Timișoara. The augmented reality and the virtual reality apps were done in a quite innovative way by working jointly together students from three different universities. Dacă e să calculăm de la, dăm o notă de la 1 la 10, a fost 15, pentru că ni s-a împlinit un vis, am reușit să aducem la Budapesta, Capitala Culturală Timișoara, Universitatea Politehnică Timișoara, Spotlight Heritage. Cred că Timișoara va fi prezentă și va fi un component important aproape a fiecărui proiect pe care îl vom desfășura. Vom încerca să găsim elemente care să, la fel ca voi, să îi le includem în fiecare proiect pe care îl avem anul acesta. Sunt copleșită, m-a distrat fantastic partea cu obiectele, faptul că e atâta de deștept și de smart, inclus absolut fiecare element pe care eu îl ador în Timișoara. Ați luat de la artă, la istorie, la dans, la tot ce s-a putut și ați inclus aici și m-am simțit un pic neîndemânatică la început, după care stăpână pe situație și am reușit să îi dau de capăt. Este minunat! Este un proiect care cu siguranță a generat multă oră de muncă, dar și multă imaginație din partea celor care au lucrat la el. Sunt sigur că va fi foarte apreciat de utilizatori. Aceste călătorii de pe loc în alte zone sunt cu siguranță interesante și generează cu siguranță interesul celor care le văd se deplaseze să le vadă în realitate. Vrem în primul rând să folosim imaginea și logo-ul de Timișoara Capitală Europeană Culturală 2023 la evenimentele pe care le organizăm și suntem de asemenea interesați și preocupați să aducem Timișoara și activitățile pe care le desfășoară în oraș și aici la Budapesta. The University and Timișoara Technological University do have a long cooperation, and that's why this event happening to here. And this is really interesting, and it is a really lucky situation that it is happening parallel with our open days. So two of our faculties, the John von Neumann Faculty of Informatics
and the Condorcam Faculty of Electrical Engineering. So the open days of these faculties are happening now for this event. We are really dedicated, especially at our faculty, to introduce to our students and future students the technology, including AR/VR technologies. These are really interesting and important things in these days.